asta? Două sticle. Dar ce-o fi în ele? Ulei, oțet, ce? Nu miroase. Îți arde obrajii, mamă. Ai temperatură? Cafea! Ne-a trimis cafea! Cafea mocadel. Poi de să... 250 de grame net. Voi, dar ce cald e. Auzi, deschide ferestre, femeie, că au început ăștia să ne bage căldură la spartul iernii. Asta ce-o mai fi? O pompă? Ce să facem noi cu o pompă? Se vede că ai făcut armata. Dacă vă cei la infanterie, știi că sunt măști de gaz în pompe. Cârnați! Sunt cârnați adevărați, miros a carne. Doamne, Marius, cât ai cheltuit? La ce folosesc măștile de gaz? La ce să folosească? La scufundări în apă. Filtrul oprește apa ca să nu-ți intre în gură. Noi avem cârnați. Nu mai trebuie să stau la cozi. Facem economii. O să-i gătesc cu mazăre. Avem mâncare, Ilie. Soldatul respiră prin tub? Respiră prin tub. Respira oxigen de la mama lui. Câtă mască am portat eu în armată. 10 kilometri alergam cu masca pe figură. Dar ce v-ați pus măștile alea pe cap? Ce parte de joacă? O să folosesc masca la bucătărie. Să nu mai inhalez aburi. Ia, ia primiți. Băi, Vladimir, dar ce frumos. Parcă a sunat cineva. A venit. A venit. Bine ai venit, Moș Crăciun! Moș Crăciun, cu plete d'alme, a venit de prin nume! Auzi, Moș Crăciune, ia așează-te după scaun, că ești obosit. Auzi, vrei un ceai? Mai bine dai un rachiu, nu vezi cum dârdâie? Este obraznic, Marius? Abține-te, cheamă pe Luiza. Sora mea s-a ascuns sub pat, moșule. Îmi dai 3 lei să o scot de acolo? Moș Crăciun, ți-a adus un cadou, băiete. Ia spre tu, moș, o poezie. Marius a fost cu minte. Are numai note de 10. Mă ajută la spălatul vaselor, îi salută pe vecini. Tași, femeie, lasă-mi să spună poezia. Dar de ce mi-ai închis gura, Ilie? Uite așa de-a dracului ce ești. Mereu mi-ai închis gura. Nu pot să am și un cuvânt în casa asta? Bă, spune poezia, ce dracu faci? Poporul ce în fabrici muncește cu avânt, țăranii ce pe ogoare lucrează în înfrățire, partidul drapelul a celor ce zidim, congresul înfrățirii spre comunista culme, mai mândră România prin noi să... Ești dobitor, băi, Marius. Am făcut-o intenționat ca să mă certe taică-tu. Bună seara! Ce faci, băi, Dugare? Cu ce treburi pe la noi? Doamne, avem musafiri. Mă scuzați, strâng cadourile de la Marius și vin imediat. Ești pregătit pentru războiul chimic, Nailie? Am auzit că m-ai căutat. Urâtă pata asta în tavan. E mare cât plapuma mea. Mă scuzați, m-ați luat prin surprindere. Mai, dar nu trebuia să vă deranjați, doamne. Dar vă rog, serviți, domnul Dugan, serviți. E de la Marius. Poftiți. Noroc și sănătate, Nailie.